Tinerii recunosc că petrec zilnic ore bune folosind telefonul mobil, fie accesează rețelele sociale, fie vorbesc cu prietenii sau pur și simplu se joacă pentru a trece timpul mai repede. Însă și adulții recunosc că în ziua de azi telefonul a devenit o necesitate. O dependență, doamnă, nu o necesitate. Dumneavoastră, cam câte ore petreceți pe zi pe telefonul mobil? Tot timpul. Acum că merg pe stradă, dar în rest tot timpul. Eu petrec cam vreo 5 ore, cam așa, pe zi. Ți se pare mult sau puțin? Cam pe la mijloc, așa. Da, ai putea să stai fără telefon? Da. Da? Nu am treabă. 2 ore, 3 ore. E mult? E puțin? E ok, nici mult, nici puțin. Dar ce consideri tu? Telefonul mobil în ziua de azi este o necesitate, o dependență? Dependență nu este, dar necesitate, da. Aproximativ 3-4 ore. Ți se pare mult sau puțin? Mi se pare mult. Mai ales pentru tinerețe, apără mai multe aplicații, mai multe informații. Mai putem să trăim fără telefon în ziua de azi? Nu. Ne sună mai repede, nu avem timp să ne vedem. Rudele, da, cel puțin în telefon. Nu trebuie să folosim telefonul în exces în defavoarea ieșirilor în aer liber. Este de preferat, spun psihologii, să ne întâlnim cu prietenii față în față, în loc să discutăm cu ei pe rețelele sociale. Frica de a rămâne fără telefon poartă și un nume, nomofobie, iar acest fenomen este în creștere. Conectându-ne cu telefonul mobil și nu cu oamenii, ne va fi din ce în ce mai greu să ne conectăm cu oamenii, nevoia se va amplifica și vom folosi și mai mult telefonul mobil. E important noi ca părinți să avem grijă cum îi învățăm să se conecteze sau să se deconecteze în primii 7 ani de acasă, pentru că asta este cel mai important. Și dacă noi ca părinți le dăm atenție, îi iubim și îi înțelegem, vor avea mai puțină nevoie să se conecteze cu telefonul mobil. Prima zi fără telefon mobil a fost marcată în 2001. De câțiva ani însă îi se dedică 3 zile acestei inițiative, între 6 și 8 februarie. Așadar, petreceți mai mult timp cu familia și prietenii și lăsați deoparte telefonul mobil.